aș vrea să invit lângă mine doi domni, doi prieteni, să mulțumesc următorului invitat pentru câte și câte șlagere a dat muzicii ușoare românești, un compozitor cu multă greutate, ale cărui melodii au intrat în tonomatul muzicii și playlistului majorității evenimentelor. Marcel știe despre cine vorbesc. Îmi face plăcere să-i spun Hristos a înviat, Ovidiu Comornic. Adevărat a înviat. Este o bucurie să fiu astăzi aici alături de voi. Și un pic cam prea, prezentarea mi s-a părut prea mare pentru... Stai că deocamdată nici n-a fost suficientă. N-a fost suficientă, nu, mulțumesc n-a fost. Frumos. Știi cum îmi spune colega noastră Dida Dragan, izvor nesecat. Și vorba așa unui botezat coleg al nostru, Marcel Pavel, unele izvoare mai și seacă din când în când. Atât îți trebuie, n-ai voie. Urmează da, cealaltă piesă pe care trebuie să mă compui, da? Ți-am spus cu mare drag, e deja în mulțumesc, playlist. Dragule. Stai că suntem la rând mai mulți, deocamdată a lucrat cu Mirabela Daur, cu colega noastră Mirabela, pe care o salutăm și pe ea de Paște, ne pare rău că nu e aici, sperăm cu prima ocazie să aibă timp să treacă pe la noi. Ovidiu, tu ai venit astăzi cu fratele tău mai mic, cu Florin. Cu Florin te rog Mureșan. Să vii lângă noi. Vino aici, Florin, ia un microfon. Hristos a înviat, bine adevărat v-am găsit. Adevărat a înviat, Florin, mă bucur să te revăd. Și eu tare sunt câțiva ani de când nu te-am văzut. Așa este. Așa. Mă bucur că ești aici lângă noi. Bucuria este cu atât mai mare pentru că au trecut atâți ani. Mulțumesc pentru invitație. Parcă nu-s chiar așa de mulți, oricum, important e că suntem aici. Mă bucur că ești alături de fratele tău și că ți-i făclia muzicii aprinsă. Mulțumesc, Marcel, așa este. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Făclia muzicii aprinsă. Ovidiu, tu ne cânți în premieră alături de... O să cânt un mare șlagăr, că vorba prezentării, un mare șlagăr al meu care se numește Maria Maria și o să-l cânt împreună cu Florin. E drept, o să-l cântăm și împreună cu, pentru prima dată cu Tarafu Cleante și cu toată lumea. Și cu noi. Așa că Ovidiu, am o curiozitate. Florin a slăbit 20 de kilograme. Cum ai reușit și exact prin ce metodă? Da, te rugăm am frumos. Reușit cu bine, după cum se vede. Da. Mulțumesc cerului. Important este că suntem sănătoși. Până și la vară bucuroși. Nu contează la decât în muzică, eventual. La vama veche ne vedem la vară la ovi. Ține și tu o dietă cu care, în care să mâncăm și să slăbim. Cartofi prăjiți cu bacon. Cu... Da, da. Cea mai bună dietă este nemâncatul. Auzi, Florin, ți-am zis și zic întotdeauna... Decât sărac și fără bani, mi-e bine bogat și sănătos. Da. Haideți să-i ascultăm împreună, în premieră, pe cei doi frați. Ovidiu Comornic și Florin Mureșan. Prea departe, dar eu te strig în miez de noapte. Să vii la mine, să stau cu tine și să așteptăm ziua ce vine. Să ne amintim cu nostalgie de tot ce-a fost și urma să fie. Iar tu să-mi spui povești râsând și eu în brațe să te strâng. Maria, Maria, ce nume frumos! La fel ca sufletul din tine. O clipă doar să-ți amintești că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea acum în dar de ziua ta să-ți prind în părul tău stea, să lumineze viața ta. Că fără tine n-aș putea zâmbi. Tu mi-ai adus o viață în plus și-mi dai speranța de a trăi. Dar ești departe, mult prea departe, iar eu te strig în miez de noapte. Să vii la mine, să stau cu tine și să așteptăm ziua ce vine. Maria, Maria, ce nume frumos! La fel ca sufletul din tine. O
haideți împreună cu noi, da? Și Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine, o clipă doar să te amintești că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea acum în dar de ziua ta să-ți prind în părul tău stea, să lumineze viața ta. Florin Mureșan și Ovidiu Comornic. Mulțumim tarafului, mulțumim tarafului Cleante. Și mulțumim frumoaselor balerine. Sunt superb. Foarte felicitări. La un moment dat, Corina, n-am știut care e Ovidiu, care e Florin. Așa este, vocile foarte da. Bine. Bravo. Dacă suntem frați, nu? Normal, mai rar așa, frați. Și vreau să spun că abia așteptăm să vină vara, să mergem la ei la Vama Veche, acolo e cu dietă. La mă așteaptă, Ovidiu, deja m-am înscris, ca să știi. Și eu m-am înscris, să știi. Da, da, să ne vorbim, să mergem toți odată. Odată. O luăm și pe Sanda Lado și să știi gașca. Că două săptămâni nu câștigi și se va potrivi, Corina, se va potrivi foarte bine. Oprim timpul și acolo. Bravo! Da, da, da. Și acolo no. Chiar e un tărâm unde parcă s-a oprit timpul. E foarte frumos la Ovidiu, e abia aștept. Extraordinar, într-adevăr. Nu, acum, serios vorbind, mergeți la Vama Veche și căutați hotelul lui Ovidiu, pentru că este absolut super. Deci cumva să mergeți la Ovidiu și să-l căutați pe domnul Vama Veche, pentru că nu se vă iasă. Vă mulțumesc. Hey, bye, Ovo!